După cum am observat în ultimii ani, iarna are cam 5 luni. Trebuie să fie, în primul rând, efectuată corect. Ar putea să fie... Bună din nou! Astăzi o să vorbim puțin despre creșterea prețurilor la energie electrică și gaze. După cum știm, au fost creșteri foarte mari, fără precedent chiar, și o să vă spun cumva câte ceva despre ce înseamnă o izolare foarte bună, despre importanța ferestrelor și a izolației și chiar despre energia verde, energia gratuită pe care am putea să o folosim tocmai pentru a economisi pe termen lung. Ei bine, cu toții știm că piața și deprecierea banilor, mă rog, inflația, ne va duce către scumpiri tot mai mari și acesta este motivul pentru care considerăm că investiția în izolație este foarte importantă. În România sunt diferențe foarte mari între vară și iarnă și, după cum am observat în ultimii ani, iarna are cam 5 luni și anotimpul rece ne forțează să deschidem robinetul la căldură. Ei bine, avem câteva sfaturi pentru cei care își doresc să economisească pe termen lung și costul cu energia să nu fie o povară. Astfel, sunt două elemente foarte importante la o casă, la o locuință, de fapt, pentru a economisi. Aici mă refer la ferestre, care sunt extrem de importante. Acestea ar fi pe primul loc, să zic așa. Calitatea ferestrelor, calitatea tâmplăriei în general, aici intră și ușile, pentru că și acolo este o pierdere foarte mare pe sub prag. E important să folosim produse de bună calitate, produse care să nu se degradeze în timp și garniturile de etanșare să nu îmbătrânească, să crape și pe acolo să pierdem energie. Al doilea element ar fi izolarea casei, care trebuie să se facă după recomandarea tehnică a producătorilor, deci făcută corect, cu vată, polistiren, depinde de fiecare de posibilități, dar trebuie să fie, în primul rând, efectuată corect. Iar a treia variantă, să zic așa, de optimizarea costurilor, ar fi panourile fotovoltaice pentru energie electrică, pe care le putem obține fie prin fonduri proprii, fie prin programul Casa Verde. Eu personal am profitat de acest program și acasă la mine soția mea s-a ocupat de acest proiect și a obținut 11 panouri fotovoltaice care s-au pus pe casă și care dau curent în rețea. Probabil pe termen lung va fi o diferență la factură, o diferență în favoarea noastră. Așadar, încercați să economisiți banii dumneavoastră prin câteva chestii inteligente pe care le puteți face înainte să vă dați seama că aveți pierderi pe acolo. Încă un sfat ca și o ultimă variantă ar putea să fie partea de panouri solare pentru apă caldă și menajeră. Aici putem să profităm de razele soarelui sau de lumina de afară și să încălzim apa de care avem nevoie. E o sursă importantă de a economisi. Deci, în concluzie, putem să recapitulăm. Ar fi ferestrele, ar fi termosistemul și izolația casei, ar fi panourile fotovoltaice pentru economisire de curent și panourile solare pentru apă caldă și menaje. Apă caldă în general. Vă mulțumesc foarte mult pentru că urmăriți Realitatea în Construcții. Avem foarte multe aprecieri din partea dumneavoastră și pentru că ne susțineți, vom continua aceste emisiuni pentru a da valoare comunității din care facem parte. Mulțumim!